peste tot ce ai clădit. Bandiților, astăzi avem o vreme superbă afară, 15 grade, 14-15 grade. E foarte cald, dar e perfect pe ordinea de zi, pentru că sunt foarte mulți care sunt noi. Eu în ce viteză eram, frate? Eram băgat în A6. Opa. Pentru că sunt foarte mulți bandiți noi pe canal care nu știu de treaba asta. Eu am niște tricouri și niște hanorace pe care le vând. Bine, teoretic nu le vând eu. Băieții de la tu.ro se ocupă. Eu doar am făcut modelul și le port. Deci, sunt făcute de mine, făcute de bandit 100%. Purtate de bandit 100%. O să vă pun și o poză ca exemplu, o să vedeți cum arată. Tricourile costă, au prețuri începând de la 44 de lei. Hanoracele undeva pe la 70. Se pot comanda și căni, dar nu mai știu exact cât costă. Vreo 20 ceva de lei cana cu Just Ride. Cum era? Just Ride Like a Bandit. Așa. Pungă. Te tai. Sunt făcute de mine 100%. Nu mi le-a făcut nimeni. Eu le port. Acum n-am tricou pe mine pentru că e rece și am o bluză. Dar credeți-mă că tricoul ăla îl port destul de des, că sunt mândru. Așa că dacă vreți și voi să fiți bandiți, treaba este că nu le vând eu, deci nu mă mai întrebați pe mine când trimit tricouri, cum mi-au zis o grămadă, vreau și eu un tricou. Ok, cumpărăți. Eu doar primesc 10 lei la fiecare comandă, deci nu mă îmbogățesc din treaba asta, nu vă faceți griji. Nu o să-mi iau CBR 1000RR 2017 din vândut tricouri niciodată. Stai că nu mai știu pe unde trebuia să merg. Hai, doamnă. Și nici nu le dau de pomană gratis, pentru că nu le am eu. Nu sunt la mine. Deci, da. Cam greu. Bă, poate cade Dacia asta pe mine. Așa că cei care vreți să fiți bandiți oficiali, vă las în descriere un link unde găsiți și tricouri, hanorace, stickere, încă nu găsiți, în rest cam tot ce vă trebuie. Cam acolo este. Cu stickerele cred că treaba e clară. Nu le vând. Le dau gratis când am la mine, că s-a întâmplat să fie tăți. Să nu am sticker, că le dau pe toate și până ajung acasă mă mai întreabă vreo 5. N-ai sticker, n-ai sticker. Stickerele le dau în condițiile în care îmi spuneți parola, nu îmi spuneți parola, nu primiți sticker, treaba e simplă. Pentru că sunt mulți care colecționează stickere. Îmi cer, dă-mi și mie niște stickere. Dar nu vreau. Spune-mi parola, sunt bandit, asta este parola. Și dacă am la mine, 100% o să-ți dau. Dacă nu am, îmi pare rău, proxima ocazie. Și pentru cei care sunt din alte orașe și își doresc foarte, foarte mult un sticker, există posibilitatea de a face rost de ele. Le mai dau cadou celor care donează pentru canal, ori pe PayPal, ori pe Patreon. Găsiți linkurile în descrierea fiecărui video ca să nu existe întrebări. Bineînțeles, dacă donezi un euro, cam greu să-ți trimiți 10 stickere, dar facem să fie bine. Acestea fiind zise, sper că ați înțeles și sper că nu mai îmi trimiteți mesaje, vreau și o tricou, vreau și o sticker. Cum fac rost de stickere, cum fac rost de tricouri. Așa că, hai, ne vedem. Ceau, fiți bandiți!
Așa e, mă, giratoriu, mea de racer. Bă, dar ăștia care se dau, frate, tare pe stradă. Bă, dar unul nu s-ar duce, nu s-ar gândi. Bă, eu mă duc la circuit, că tot sunt eu așa de coios. Ia să mă duc eu să mă dau pe pistă, frate, acolo unde pot să dovedesc ce pot. Nu, mă, nene, prin trafic, prin oraș, tot suntem șmecheri. Și conducem bine și suntem experți. Băi, eu am 10 ani de permis fără niciun accident. Ori era radar, ori eu l-am o flash-uia că îi place de mine. Expira asigurarea, a, e radar. Expira asigurarea. Dar mai am un pic. Bă, dar ce stau, mă? Nici nu i-am văzut. Dacă stau în povești cu bandiții, normal că nu s-a atent la trafic. Ce de clienți au ăștia aici? Du-te, tovarăș, că te așteaptă. Ah, te temi? Să înțeleg că te temi. Se repoziționează, tovarășii. În sfârșit, ce mă bucur că sunteți aici, nici n-aveți idee. Vai, 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 că de când vă așteptam? Cum de? Cum de? Bine, dar o pun înapoi, că nu mai vreau să plece băiatul ăsta de aici. Eu? Uite, vezi, acum avea poză cu patit. Neața. Salut. Chiar mă gândeam, vinde. O iau la fugă, au sune de trompete. Văd garda pe patru roți, aveau două biciclete. Mă dă prin stație, mă pune la perete. Mă întreabă de facultate, zic eu știu câteva fete. Dar frate, lasă-mă când am găsit cazare. Sunt aici de două zile și mă împărt în continuare. M-au sunat și de la muncă, era șeful ăla.